Conducerea Federației Române de Rugby a anunțat pe site-ul oficial că reprezentanții cluburilor din Superligă și din Divizia Națională de Seniori se vor întâlni în luna noiembrie pentru a aproba înființarea noii Superligi. În acest moment, primul eșalon are doar 6 formații la start. În prezent, la nivelul celor două eșaloane valorice, Superliga și Divizia Națională de Seniori, participă un total de 16 echipe. Repartizarea acestora în momentul de față este disproporționată, numărul de partide disputate de echipele din Superligă, primul eșalon valoric fiind prea mic pentru o competiție rezervată primului eșalon valoric. Astfel, propunerea noastră este ca cele 16 echipe să participe într-o singură competiție, Superliga, se arată în comunicatul Departamentului de Competiții. Conducerea Federației Române de Rugby a făcut precizări și în legătură cu modul în care noua Superligă ar urma să se desfășoare. În sezonul regulat, cele 16 formații vor fi împărțite în două grupe pe criterii regionale. Se vor disputa 7 etape, fiecare formație urmând să joace câte un meci împotriva celorlalte, fără retur. Primele 3 clasate din fiecare grupă se vor califica în play-off. Acolo se va juca un campionat complet, tur-retur, urmat de semifinale și finale. În play-out, lucrurile sunt mai simple. Vor exista 9 etape, fără retur, în urma cărora va fi stabilit un clasament final. În momentul de față, în județul Suceava, sunt două echipe de rugby seniori, ambele în eșalonul secund. RC Gura Humorului se află pe locul 6 al clasamentului, iar CSM Bucovina Suceava ocupă următoarea poziție.